anul acesta, al 14-lea an consecutiv, încercăm să bucurăm atât copiii din cele două județe ale Arhiepiscopiei noastre, Dolj și Gorj, dar și familiile acestora, familii nevoiașe, cu care ne solicită, nu doar în preajma Crăciunului, ci în toată perioada anului. Însă acum, cum știm cu toții că lumea este aplicată mai mult către bine, familiile se întrunesc, se întâlnesc de sărbători acasă, se întâlnesc în jurul bradului de, de Crăciun. Este cu atât mai mare bucuria de a primi și de la asociația noastră diferite cadouri. Cadouri pe care, de altfel, ei ni le transmit prin intermediul acelor scrisori cu circa 2-3 săptămâni, o lună înainte. Noi, la rândul nostru, le distribuim prin școli, prin grădinițe. Am avut bucuria anul acesta de a ni se solicita de la mai multe școli și grădinițe față de, de alți ani și instituții ale orașului nostru să le dăm aceste scrisori. Poate veți și filma chiar în timp ce, ce noi discutăm acum se descarcă mașina cu diferite cadouri. Urmând ca zilele următoare să le distribuim la familiile care ne-au solicitat lucrul acesta. Cine vrea să fie moș Crăciun pentru aceste familii, pentru acești copii, cum ia legătura cu dumneavoastră, cum ajută atât persoanele fizice, cât și firmele. Păi, în primul rând, avem site-ul asociației noastre Vasiliada, unde pot fi găsite datele de contact. Avem o mediatizare aproape zilnică a activităților noastre pe pagina de Facebook, dar eu cred că lucrul cel mai important este prin intermediul prietenilor noștri, în special dumneavoastră al televiziunii Craiova, TVR Craiova care aproape săptămânal ne oferiți această oportunitate de a ne face cunoscuți în spațiul public. Cât de important este sprijinul oamenilor în aceste campanii? Pentru că nu vorbim doar de această campanie de sărbători. Derulați foarte multe campanii în ajutorarea oamenilor. Este foarte important. Noi, practic, prin aceste campanii ne desfășurăm activitatea și prin intermediul acestor oameni de bine reușim și noi la rândul nostru să, să facem bine. Fie că sunt persoane sau sunt instituții de diferite feluri, cum spuneam, școli sau grădinițe, fie că strângem donații în, în bani sau în, în materiale, toate acestea merg către familiile pe care le, noi le identificăm, familiile care au nevoie stringentă de, de, de aceste lucruri. Primul meu gând când am venit aici a fost acela de a încheia parteneriate cu școlile și cu grădinițele din urbea noastră, deși nu este un lucru ușor faptul că stăm să uh, scriem aceste parteneriate, că până la urmă sunt particulare fiecare în funcție de instituția către care uh, ne adresăm. Uh, însă, uh, am căutat uh, și aș da exemplu în urmă cu, cu câteva săptămâni, știți că s-a derulat acel uh, program al uh, festivalul toamnei am căutat că de fiecare dată acolo unde am fost unde s-a desfășurat festivalul să fiu prezent în, în, mijlocul copiilor, dar mai ales al părinților, să deschidem acest festival cu o rugăciune, iar apoi în câteva cuvinte le-am expus activitatea noastră a Asociației Vasiliada, dar și nevoile și beneficiarii către care noi direcționăm toate aceste ajutoare. Pentru că tot vorbeați de parteneriate făcute în școlile din Craiova și Județ, cât de important este să implicăm copiii să înțeleagă încă de mici că sunt alți copii ca ei care au multe lipsuri? Nicolae Steinhardt spunea: Dăruind vei dobândi. Și atunci, lucru cel mai important pentru copii este de a-i educa și de a-i crește frumos în primul rând, dar totodată să empatizeze și să înțeleagă faptul că poate nu toți au norocul de a, de a crește într-o familie mai, mai dezvoltată. Și atunci, îi determinăm cumva să de să se obișnuiască să împartă și cu copiii nevoiași. Până la urmă, important este să creștem frumos oamenii mari. Evident, eu totdeauna spun un pom dacă îl sădești strâmb, nu-l mai îndrept când este mare. Însă, dacă îl pui drept de mic, el va crește frumos și va da roade însutid.